Cozmar la aproape toate secțiile de votare din Republica Moldova. Moldovenii care au și cetățenie română au ieșit în masă pentru a alege pe europarlamentarii români. Iar ei au făcut acest lucru pentru că europarlamentarii români sunt cei mai sinceri susținători ai Republicii Moldova. Zeci de mii de români au votat însă și la secțiile de votare organizate în Belgia, Germania, Franța sau Regatul Unit. Mulți alegători cu cetățenie română votează la secțiile de votare deschise în Republica Moldova pentru alegerile europarlamentare. În unele locuri s-a format însă coadă. În imaginile publicate de Ambasada României la Chișinău se poate vedea că la unele secții de vot din Republica Moldova s-au format cozi. În altele, în schimb, votul pare să fi decurs în mod corespunzător. România a deschis peste prut 52 de secții de votare, dintre care 28 de secții în zona centru, 17 secții de votare în zona nord și 7 în zona de sud. În municipiul Chișinău, alegătorii pot vota la care din cele 13 secții de votare deschise. Mulți alți români s-au dus să voteze și la secțiile din Belgia, Franța, Regatul Unit, Italia, Spania sau din Germania.